Haideți să deschidem Scriptura acum în prima carte a Bibliei, Geneza, capitolul 13, și să citim în trei Este destul de scurt, doar 18 versete. O să vă rog să ne ridicăm în picioare. Geneza, capitolul 13, de la versetul 1. Avram s-a dus din Egipt în Egev împreună cu soția lui și cu tot ce avea. Iar Lot a mers împreună cu el, Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur. Din Egeve l-a călătorit până la Betel, până la locul în care fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, până la locul în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirezi și corturi, dar teritoriul unde locuiau nu le mai ajungea. Aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea, cananiții și pereziții locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta. Iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului, până la Țoar, era bine udată, la fel ca grădina domnului, la fel ca țara Egiptului. Aceasta s-a întâmplat înainte ca domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a pornit spre est. Astfel, ei s-au despărțit unul de celălalt. Avram a locuit în țara Cananului, iar Lot a locuit între cetățile câmpiei și și-a așezat cortul aproape de Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi, foarte păcătoși înaintea Domnului. Domnul i-a zis lui Avram, după ce Lot s-a despărțit de el, Ridică-ți ochii acum și, din locul în care ești, privește spre nord și spre sud, spre est și spre vest, pentru că toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și descendentului tău pentru totdeauna. Îți voi înmulți urma și ca pulberea pământului, astfel încât dacă cineva poate număra pulberea pământului, și urma tăi vor putea fi numărați. Ridică-te, străbate țara în lung și în lat, pentru că ție ți-o voi da. Astfel Avram și-a mutat cortul și a venit să locuiască lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a construit un altar Domnului. Până aici cuvântul lui. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, stăm înaintea Ta în seara aceasta și dorim să auzim glasul Tău. Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi prin cuvânt, să ne ajuți ca să îl înțelegem, să-l strângem în inima noastră și să-l punem în practică. Dorim, Doamne, ca să primești închinarea noastră prin cântare, prin rugăciune, prin mărturie, tot ceea ce am făcut și vom face în continuare. Vrem, Doamne, să te onoreze pe Tine. Îți mulțumim că ești în mijlocul nostru și dorim ca în toate tu să fii cel glorificat. Amin. Amin. Pământ locurile. În capitolul pe care l-am citit, este vorba despre două persoane. Avram și Lot. Poate că vă gândiți despre cine este mai bine să vorbim. De la care avem mai mult de învățat? De la Avram sau de la Lot? Da, este mai pozitiv să ne uităm la Avram. Dar și de la Lot avem ce învăța. Unele lucruri le învățăm și asta este frumos în Scriptura. Unele le luăm ca exemple, ca fiind așa da, așa trebuie să facem. Și sunt alte exemple care trebuie să învățăm așa nu. să Nu facem așa cum au făcut ei. În seara aceasta ne vom uita un pic mai mult la viața lui Lot. Și am denumit mesajul din seara aceasta ce se întâmplă când valorile sunt confundate cu non-valori sau principiile sunt confundate cu non-principiile. Asta este în viața lui Lot. Ea niște decizii, pentru că viața lui Lot și a lui Avram a fost formată din multe decizii. Cum de altfel este și viața noastră pe pământ. Facem alegeri, luăm decizii și avem diverse provocări. Capitolul 12 și 13 sunt multe provocări pe care le are și Avram și Lot, multe decizii de luat. Și în perioada în care Lot a stat lângă Avram, a luat decizii bune, decizii înțelepte. Dar a venit un moment în care Avram îi spune: Trebuie să decizi ce vrei să faci. Nu vreau să fie ceartă între mine și tine. Suntem frați, deși era nepotul lui. Da? Aș vrea să rămână pace între noi și să ne distanțăm. Pentru că, da, sunt multe bogății, sunt multe lucruri materiale și se pare că astea au creat o barieră între noi. Ia niște decizii. Și acum Lot este pus în situația asta să decidă. Primul gând care vreau să spun este de cel mai multe ori bogățiile materiale care le câștigăm ușor generează sărăcie în relații. De deci ce spun că unele bogății au fost câștigate ușor? Dacă vă veți uita din nou și veți citi cu atenție pasajul pe care l-am citit, o să vedeți că Păstorii turmelor lui Avram au fost cei care au generat o ceartă. Acum, care dintre păstori au fost? Care dintre ciobanii, da? Nu era vorba despre niște păstori cum, cum îi gândim noi astăzi, da? Erau niște păzitori ai turmelor. În capitolul 12, spre final, Avram ajunge în Egipt împreună cu Lot. Și acolo are loc o infuzie de turme și de ciobani și de păzitori. Nu erau dintre aceia care s-au născut în casa lui Avram. Cu siguranță. Da, Eliezer a fost uh, născut în casa lui și a devenit de, de mare nădejde. Mai târziu, dacă uh, veți citi în Geneza, uh, spune că Avram a construit o armată din slujitori născuți în casa lui și s-a dus pe urmele împăraților și l-a recuperat pe lot. 380 de soldați a făcut dintre cei născuți în casa lui. Pentru că aia erau de nădejde. Ei, cei care i-a infuzat din Egipt, aia erau niște rebeli, aveau niște valori și principii total diferite de ale lui Avram. Și ăștia erau puși pe ceartă. Da? A fost o bogăție primită repede. Faraon ca să scape de el, ia nevasta și să scape și de urgia lui Dumnezeu, ia și pleacă. Problema este că acești oameni au devenit o problemă pentru Avram și pentru Lot. Da? Cine, -a, cine a făcut probleme? Cei care au fost câștigați ușor, s-au au fost primiți ușor. Aceștia au făcut probleme și n-au făcut probleme doar între ei. Riscul era să facă probleme între Avram și Lot. Dacă veți ști și capitolul 12 și capitolul 13, este un cuvânt foarte frumos care se repetă foarte des, și anume împreună. Găsim în capitolul 12 cu versetul 4, versetul 5, capitolul 13, versetul 1 de două ori, împreună. Avram l-a luat și a plecat împreună cu Lot. Da, S-au întors din Egipt, din Egev, iar Lot a mers împreună cu el. Din Negev, el a călătorit până la Betel, până la loc în care fusese. Împreună, împreună. Dar la un moment dat se strică lucrurile. Acest împreună nu mai funcționează. Pentru că Avram spune, vreau ca între noi doi să fie pace. Noi suntem frați. Da, ne distanțăm. Bogățiile astea au devenit o problemă pentru noi. Nu mai avem loc din cauza lor, relația dintre noi riscă să fie pusă în pericol. Și atunci, trebuie să decidem ce avem de făcut. Foarte interesant este faptul că această ceartă se întâmplă într-un moment poate nepotrivit, am putea spune. Ce făcea Avram în momentul în care îi se aduce la cunoștință faptul că acești păstori se certau. Spune că Avram a ajuns între Betel și Ai și se închina. S-a întors la altarul de la care a pornit spre Egipt. Are un timp de închinare cu Dumnezeu. Are un timp frumos în prezența Domnului. Și tocmai atunci vin veștile urâte pentru el. Este la închinare. Da, este o provocare când vrei să te închini lui Dumnezeu. Tocmai atunci. Tocmai atunci vine cel rău și își bagă codița. Și spunea, pe păi cum să fie pace? Cum să fie bine? Trebuie să apară ceva. Da? Asta se întâmplă uh, în viața lui Avram. Al doilea lucru, când valorile sunt confundate cu non-valorile, se mai întâmplă ceva. Ochii fizici devin conductori spre chinul sufletesc. Uh, lot are în față o alegere. Vine Avram la el și îi spune, alege. Dacă tu te duci la stânga, eu o să plec la dreapta. Și dacă tu te duci în sens invers, nicio problemă pentru mine. Ai prioritate să alegi. Și acum, Lot ce face? Se duce și ia o zi de post, două, trei, și să roagă, nu? Ce bine ar fi fost. Nu, se duce pe cel mai înalt vârf și se uită. Cu ochii lui. Da? Ce văd eu, aia e bine. Nu ce îmi spune Avram sau ce mi-ori spune Ciobanie sau ce îmi spune altceva. Nu. Vreau să privesc, să explorez țara cu ochii și unde mi se părea mie bine, acolo mă duc. Problema este că propunerea aceasta a despărțirii. Fiind făcută de Avram, Lot a considerat-o cea mai mare oportunitate pentru el. Wow, ce privilegiu mi-a făcut Avram? Să pot alege în ce direcție să mă duc. O mare șansă. O mare oportunitate. Cât de mult mă iubește unchiul? Cum să, să ratez această oportunitate? Bineînțeles că dacă citim în capitolul următoare, numai oportunitate n-a fost. Spune Petru, neprienitul Lot își chinuia sufletul în Sodoma. Foarte interesant, în capitolul acesta care l-am citit, spune că Lot s-a dus și a așezat cortul lângă Sodoma. Dacă veți citi în capitolul 14, următorul capitol, versetul 12, spune: Ei l-au luat și pe Lot, fiul lui Avram, în fratele lui Avram împreună cu bunele lui și au plecat. Lot locuia în Sodoma. Păi cum, nu și-a mutat cortul lângă Sodoma? Cum îl găsește acum în Sodoma? Când au venit împărația uh, împărații aceia să cucerească Sodoma și Gomorra și i-au uh, deportat. Deja s-a mutat. Îi plăcea acolo. I s-a părut că e mai bine. Că o va duce bine și sufletește, nu? Dar s-a dovedit a fiind o decizie foarte greșită aceasta. Ochii lui au spus ceva frumos. Spune, s-a uitat și a văzut câmpia Iordanului și a pus un semn egal între câmpia Iordanului și grădina Domnului și țara Egiptului. Da, era iarbă verde, era frumos, era bine pentru animale, pentru turme, pentru bogăție, posesiunile lui, era foarte bine. Dar pentru sufletul lui, era bine? Niciodată. Niciodată. A fost cea mai greșită decizie pe care a putut să o ia lot. Cea mai greșită. Acea oportunitate care a văzut-o el, prin faptul că Avram îi dă ocazia să aleagă, s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală. Și nu doar că își chinuie sufletul. Ajunge, dacă veți citi mai departe în, în următoarele capitole, ajunge să-și piardă aproape toată familia. Da? Pentru că uh, Dumnezeu hotărăște să nimicească Sodoma și Gomora. Uh, și din cetatea aia scapă Lot, soția lui și două fete necăsătorite. Dar pe drum sprețuar și soția este pierdută, da? Devine un stâlp de sare. Deci rămâne doar cu două fete. Toată familia lui. Tot ce a avut. Unde au rămas? Ciobanii lui, oile, turmele, tot ce a avut. Ce credeți că a luat? În dimineața aceea, cei doi îngeri îl zoreau. Haide, haide, l-au luat pe sus. Ieși odată. Ce a luat cu el? Nimic, totul a ars. Ce decizie? Ce decizie a luat? A considerat că e, e bine. A considerat că va avea un vizitor luminos ochii lui, asta i-au spus, "E grădina domnului. Fai ce bine. Bugăția care o am se va dubla în următorii 2-3 ani. Unchiul meu o să rămână sărac pentru că el e aproape de deșert în partea asta. Se va duce spre Egipt? Ci degeaba! I-a promis lui Dumnezeu, da, de mine o să fie bine. Ce bine o să fie! Și-a făcut planuri, și-a făcut socotele. Dar vedeți, deciziile lui, valorile lui s-au dovedit a fi non-valori. A fi cele mai greșite alegeri pe care le-a făcut. Apropo, legat de ochi, de privit, știți pe cineva tot așa în Vechiul Testament care a spus la un moment dat ia mi -o că îmi place? O văd cea mai frumoasă femeie. Samson îi spune părinților lui, judecător 14 cu 1 la 3, în versetul 2 îi spune părinților, luați-mă acum de nevastă. O frază scurtă. Luați-mă acum de nevastă. Tatălui îl confruntă și spune: Măi, n-ai găsit între fetele evreilor, între fetele din, din poporul Israel. N-ai găsit una mai plăcută. Și se întoarce spre Tatălui și spune: Ia-mă căci îmi place. Scurt. Nu. Eu am văzut-o la timna între fetele filistenului pe Dalila. Ia-mi-o că îmi place. Ia-mi-o acum de nevastă, nu? Nu așteaptă măi, stai să analizăm, stai să vedem de ce, când, cum. Acum asta am văzut-o și asta e nu stau la discuții, nu stau la negociări. Ochii mei au, au avut un bun discernământ. Acum noi știm, am citit și ce s-a întâmplat după. Cea mai greșită decizie a Dalila avea să plătească chiar cu prețul ochilor. A, a fost cea care l-a dus să rămână fără cei ochi fizici. Pentru că a luat decizii și le-a luat foarte, foarte greșite. Al treilea gând, satisfacția materială nu garantează și satisfacția spirituală. Da? O ducea atât de bine în Lot, era așa de sigur de ceea ce are și da, ar fi bine să punem această întrebare. Când a dus-o Lot mai bine? Când locuia cu unchiul lui, cu, cu Avram, în corturi? Sau când a ajuns în Sodoma? Și locuia în case și cetate întărite și așa. Când a dus-o mai bine? Este foarte interesant faptul că Lot spune, spune am, am, zis din, din 2 Petru, capitolul 2 cu 6 și 7, faptul că Lot își chinuia sufletul în Sodoma și în Gomora. Da, avea casă, avea masă, era poarta încuiată, dar ce folos? Pentru că nu-l avea pe Domnul cu el acolo. Nu mai era altarul. Dacă veți citi în capitolul 12 la, la Avram, Mereu a fost în centru altarul. Unde a ajuns? A construit un altar. Mai puțin când a plecat în Egipt. Când a plecat în Egipt, a lăsat altarul la Betel și s-a dus acolo. Și a fost un eșec. Da, pentru că nu l-a întrebat pe Domnul. N-a stat în, într-o relație apropiată cu el. Care este soluția? Da, am văzut câteva lucruri dificile, decizii greșite pe care le-a luat, care este soluția pentru noi? În momentul în care îți dai seama, când conștientizezi că ai luat decizii greșite, că valorile tale nu mai seamănă a fi valori, este bine să stai pe loc, să reconfigurezi traseul, dacă putem spune așa, sau să reconsider poziția înaintea lui Dumnezeu, să te întorci din nou la altar, da? Avram în capitolul 12 construiește un altar la Sihem, după aceea pleacă, construiește altul la Betel, mai jos, spre Egipt, se duce în Egipt, se întoarce din nou la Betel, în momentul în care se desparte de Lot. Sau Lot se desparte de Avram, este din nou la Betel la altar și după ce se desparte de Lot de el se mută din nou la Sihem, la altar. Și acolo rămâne, la Sihem. Toată viața lui, lui, Lot, lui Avram merge foarte bine când este altarul. Când este prezența lui Dumnezeu. Imediat după ce Lot se desparte de el, la altar vine Dumnezeu și îi spune Ridică-ți ochii. Toată țara asta ți-o voi da la sud, la nord, la est, la vest. Uită-te la pulberea pământului, numără Dacă vei putea număra pulberea, atunci vor fi putea, se va putea număra și sămânța ta, urma și tăi. Dacă nu, Dumnezeu îi reconfirmă. Da, Lot a ales. Și putea să fie mâhnit, Avram, să spună, Ne nepotul ăsta ce-mi face? Nu putea să, E foarte interesant că Lot spune ales toată câmpia Iordanului. Nu putea să aleagă jumătate? Să că uite, de la cetatea asta în sus este partea mea, sau în jos. Ia și tu jumătate din grădina asta a Domnului. Hai să punem o, o, o delimitare uh, și de aici în sus tu nu treci, de aici în jos nu trec eu. Foarte simplu. Dar nu, el spune toată câmpia. De ce să mai aibă și altcineva? Unchiul meu, care atâta bine i-a făcut, l-a luat ca fiind orfan, l-a luat împreună cu el, l-a luat sub aripa lui, l-a protejat, i-a dat tot ce a avut nevoie. La... Lot alege tot. Să nu mai rămână pentru, pentru unchiul lui nimic. A avut o oarecare lăcomie, am putea spune. Da? Să o duc eu bine. Nu mai contează ce se alege de unchiul meu, să-mi fie mie bine. E bine o asta. Mi-aduc aminte cum era în Egipt pe malul Nilului. Ce bine era acolo. Așa e și pe aici în, Iordan. Ce bine pe, lâng, pe malul Iordanului. Ce bine. Și totuși, această decizie a fost atât, atât de greșită. Pune altarul din nou în mijloc. Pune pe primul loc din nou închinarea înaintea lui Dumnezeu. Da? Noi nu mai folosim altare, dar avem o cămăruță în care să ne închinăm. Avem o părtășie cu Domnul. Avem un model pe Domnul Isus. Da? Ne întoarcem din nou înaintea lui. Domne, am greșit. Am crezut că partea asta materială mă împlinește. Am crezut că dacă răresc cu mersul la biserică și am un job mai bun și de noapte și de zi și câștig mai bine. Am crezut că dacă mă duc în alte țări și câștig euro sunt mai valoroși decât lei. Nu știu. Partea asta materială în detrimentul relației cu Dumnezeu este foarte, foarte păguboasă și astăzi. Nu doar la lot. Și la noi astăzi este la fel. Da, pe moment poți să câștigi de două, de trei ori, de cinci ori mai mult dacă faci compromisuri. Dar pe termen lung s-ar putea să uh, mergi pe urmele lui Lot. Și este o carte pierzătoare. De asemenea, prioritează relația cu frații. Dar nu este un mit părtășia cu frații. Să vii la închinare, să dai un telefon la un frate, la o soră, să uh, prețuiești familia, părinții că sunt în viață, uh, rudele apropiate. Prețuiește relațiile mult mai mult decât bunurile astea materiale. Sunt importante. Dar lucrurile materiale le ai astăzi, mâine poți să nu le mai ai. Serviciul care este foarte bun și câștigi bine astăzi, s-ar putea ca mâine să nu mai fie. Sănătatea care o ai astăzi și poți să te duci să faci excursii și să umpli, să cutreieri țări și mări, poți astăzi, mâine nu. Dar oamenii pe care îi ai, Investește în relația cu ei. Asta ar trebui să fie o prioritate mult mai mare. Dar banii se ceartă. Sunt oameni fără multă școală. Poate cu un IQ mai mic. Dar un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu trebuie să conștientizeze importanța relației cu frații. După ce a conștientizat importanța relației cu Dumnezeu. Da? Și al treilea gând, ca și concluzia este uh, un îndemn al Domnului Isus în Predica de pe munte, spune strângeți comori în cer. Matei 6 cu 19 la 21. Nu vă adunați comori pe pământ unde le distrug molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug, și unde hoții nu le sap, nici nu le fură, căci acolo unde este comorata, acolo va fi și inima ta. Da, e frumos să ai bogății pe pământ. E frumos să ai o mașină bună, să ai un confort oarecare. Dar e mult mai frumos să trimiți niște comori în cer. Să trimiți înainte. De dimineață s-a predicat la noi din cartea Iacov, fratele Paul, și ultimul verset spune așa foarte frumos: Religia adevărată este să cercetezi pe orfan și pe văduvă. În cazurile lor, da? Asta este, acesta este un mod prin care poți să trimiți niște comori în cer. Uită-te în jurul tău și vezi oameni în nevoie. Dacă nu știi, întreabă. Întreabă frații păstori, întreabă pe alții. Îți dă Domnul oportunități. Mai ales acum în situația asta cu tremurul din Turcia, din Siria vecinii noștri din Ucraina sunt multe, multe nevoi. Strângeți comori acolo. Nu o să dai greș. E o bancă care nu dă faliment. Niciodată. Vă asigur. Și cu siguranță ai posibilitatea să-ți legi inima mai mult de cer decât de pământ. Da, vă spuneam tragedia lui Lot. Ce-a luat cu el când a ieșit? Când, când au, au venit îngerii și au spus du-te la munte. Și scapă viața. Nimic n-a luat. A luat soția și două fete. Și ca să ajungă la țoar, a ajuns și fără soție. Îmi doresc, în seara aceasta, pentru mine și pentru dumneavoastră, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea mai mult discernământ spiritual. E atâta confuzie și atât de mult lumea încearcă să-și pună amprenta asupra noastră și să ne învețe, măi, dacă nu aduni nimic, nu ai, nu strângi, ești tu nimeni. Nu, nu poți să stai la masă cu noi pentru că tu nu ai aceleași valori ca noi. Vii cu Loganu și eu merg cu Mercedes. Cum să fim noi prieteni? Tu nu ai valori ca noi. Tu, tu, nu, nu se poate. A cui favoare o căutam? A oamenilor sau a lui Dumnezeu? Domnul să ne dea călăuzire înțelepciune, maturitate spirituală, și numele lui să fie glorificat. Amin.